Salut, eu sunt Gicu și astăzi voi cultiva leuștean din semințe. După cum vedeți, am cumpărat un pachet cu semințe și a trebuit să-l plantez, chiar dacă e iarna, îl voi crește la ghiveci. Îmi place să cresc și la ghiveci. Nu doresc să aștept până vine vara, până voi consuma din nou leuștean. Mi-e dor, e foarte bun. De pus în mâncare, dar nu numai, și de mâncat câte o frunză pe zi, chiar două frunze. Și ceva conține în el că ajută la împrospătare și, de exemplu, dacă ți-e sete, el poate opri setea. Și îmi place foarte mult, te relaxează, că e foarte medicamentos acest leuștean, așa că e bun pentru sănătate. Și acest video m-a rugat cineva să-l filmez. Acum câteva săptămâni în urmă am făcut un video cum cultivăm selina în ghiveci și m-am gândit să am și leuștean, chiar îmi place mai tare leuștean. De asta facem acest video și trebuie să semănăm semințele. Sper să germineze în scurt timp. Vom vedea. Și acest pachet cu semințe încă miroase foarte puternic. Deci e foarte bun. Trebuie să încercăm să cultivăm și în ghiveci, nu numai în grădină. Aici este scris că semințele trebuie muiate în apă caldă, apoi trebuie să se usuce ușor și se seamănă. Dar eu voi face în felul meu. Eu voi planta deasupra substratului și voi pune în efect de seră. Metoda mea voi folosi. Și sunt sigur că va funcționa. E bine, vom deschide pachetul, am să vă arăt ghiveciul care îl voi planta. Hai să începem. Și acesta e substratul pe care l-am pus în acest ghiveci de așa mărime. Și sper că se va dezvolta frumos aici leușteanul. Și aici conține substrat universal pe care l-am amestecat cu cel de grădină. Am adăugat un pic și de nisip, am adăugat și un pumn de substrat de cocos și pierlit. E destul de drenabil, așa și trebuie să fie. La plantele de ghiveci trebuie substratul să fie drenabil, să se scurgă apa. Întâi de toate, udăm acest substrat și pe urmă plantăm aceste semințe. Hai să facem asta. Apa trebuie să fie de temperatura camerei și voi folosi apă de ploaie. Se pare că e destul. Și acum e timpul să tăiem acest pachet cu semințe și să semănăm. Eu cred că îmi ajung atâtea. Iată așa arată semințele de leuștean. Și acum le voi semăna în acest ghiveci. E bine, de semănat am semănat ce a rămas să îi creăm un efect de seră și voi pune o folie. Și vom pune undeva la cald să germineze, după care va trebui să le punem la cât mai multă lumină posibil. După ce va germina. Eu voi face un video special când vor germina. Și cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Cu voi a fost Gicu. Abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez un video nou. Dacă doriți, abonați-vă la canalul meu de fotografie. Linkul se află în colț și în descriere. O zi cât mai frumoasă pe data viitoare!